Bucovina Rădăuți și-a definitivat lotul pentru returul Ligii a III-a. Echipa antrenată de Daniel Bălan va aborda sezonul de primăvară cu 22 de jucători. 4 jucători au ajuns iarna aceasta la Rădăuți. Este vorba despre fundașul Alin Florescu, revenit de la Aerostar Bacău, mijlocașul Bogdan Melinte, adus de la FC Botoșani 2, și juniorii Alexandru Ciobanu și Eduard Baicu, ambii de la LPS Suceava. Doar 3 jucători au plecat în intersezon de la Bucovina: Daniel Păiuș și Cosmin Țapu la Șomus Fălticeni și Radu Ungurian la Foresta. Totodată, Bucovina Rădăuți s-a despărțit și de antrenorul Dorin Goian. Lotul clubului pentru returul acestui campionat este format din Daniel Zvoronciuc, Cristian Butnariu, Ionuț Puianu, Andrei Alexandru, Vasile Vitu, Florin Antonesei, Vasilică Mihăieș, Mugurel Alin Florescu, Alexandru Ciobanu, Abel Coajă, Iosif Netbai, Robert Ciobanu, Eduard Baicu, Bogdan Melinte, Vasile Dănilă, Ionuț Plămada, Andrei Sahlean, Daniel Bejenar, Ionel Stoian, Liviu Busuioc, Cosmin Coroamă și Iulian Ionesi. Clasată pe locul 4 la finalul turului, Bucovina Rădăuți va începe sezonul de primăvară pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 15, cu un meci în fața celor de la Hușana Huși.